Prioritatea Casei Naționale sunt protejarea datelor caracter personal. Deci Casa Națională prelucrează un volum mare de informații cu caracter personal, însă sunt protejate de lege. În ultimul timp suntem vizitați de un număr mare de cetățeni care își doresc să-și perfecteze legitimațiile de pensionar sau să-și facă înscriere în legitimațiile de pensionar, pretinzând că este un birou care le colectează datele cu caracter personal, ceea ce ține legitimația de pensionar și buletinul de identitate. Vă recomandăm să fiți atenți la furnizarea datelor cu caracter personal, să vedeți cui lăsați legitimația, buletinul. Datele cu caracter personal pot fi folosite în detrimentul dumneavoastră, chiar dacă vi se promite careva beneficii. Să știți că furnizarea datelor cu caracter personal unor persoane terțe se face doar prin mandat sau prin procură. Fiți atenți, nu vă lăsați să fiți manipulați.